forse curiozități decorate pentru sărbători, le puteți pune și în brăduț, le puneți într-o punguță de plastic și apoi le puneți în brad. Ia uitați ce frumoase sunt. O să vi le arăt și pe toate. Ia uitați. Așa. Și acestea sunt făcute Ce o cu să avem mandia nevoie de? vie. Două ouă la acestea. Așa. Câtă făină o să trebuiască, o să avem nevoie. Un praf de sare. Bicarbonat. Ia uitați, cam 5 grame de bicarbonat o să avem nevoie. O să avem nevoie de nucușoară. O să mai avem nevoie de ghimbir. De scorțișoară. Așa. Ce o să mai avem nevoie? De miere de albine. 160 grame de miere de albine. De 80 de ulei. Așa. Apoi o să mai avem nevoie de un ou, doar de alburș și de zahăr pudră. Acesta este pentru decorat. Mai întâi să facem Și o să aluatul. punem totul într-un bol. Și eu am dat formă la aceste, ia uitați, aceste floricele cu aceasta, vedeți? Cu o floare. Este deja găurită. Așa. Și într-un bol o să punem toate ingredientele. Așa. O să punem două ouă. O să punem 80 de mililitri de ulei. O să punem și miere de albine, 160 de miere. O punem pe toată. Pentru că mie îmi rămâne mereu pe, vedeți, pe vas. Pun 5 grame de miere. Avem și mierea. O să punem un praf de sare. Așa. Un praf de sare. Acum o să punem din scorțișoară, nucușoară și ghimbir. O să punem cam câte o linguriță. O să punem ghimbir, o linguriță. Puteți pune și proaspăt. Cam o linguriță de fiecare. Acesta este ghimbirul, scorțișoara. Așa. Ca să se simtă parfumul Crăciunului. Așa, și un pic de nucușoară. O să mai ia un pic de ghimbir, o să mai pun. Ia uitați cam cât a pus. Câte o linguriță. Și acum le amestecăm. Acestea se fac cu bicarbonat. Și amestecăm. La fel, să gustați. Să gustați aluatul, să vedeți dacă ghimbirul, nucușoara și scorțișoara sunt bune la gust. Puteți adăuga și coajă de lămâie. Eu nu am astăzi, dar puteți adăuga și coajă de lămâie, să vedeți ce bunătate este. Și aceste condimente le adăugați puțin câte puțin. Că dacă credeți că e prea mult, câte o linguriță, adăugați mai întâi puțin, câte puțin din fiecare, gustați și vedeți dacă mai trebuie sau nu. Și acum adăugăm făină, tot la fel puțin câte puțin, cu bicarbonatul. Aici am 5 grame de bicarbonat.
bicarbonat de sodiu. Așa. Și acum amestecăm. Amestecăm bine. Tot la fel să avem un aluat potrivit de tare. Făina o adăugăm puțin câte puțin. Eu mereu adaug puțină făină ca să obțină o cremă, să le amestec bine, bine pe toate. Și după aceea adaug făina care ne trebuie. Așa. Puteți și gusta puțin. Este foarte bun. Foarte bun aromat. Aici am pus doar miere, fără zahăr. O să punem zahăr doar în glazură. Și adăugăm așa, puțin câte puțin. Și să-mi lăsați mesaj. Ce prăjituri doriți să facem? Sau chiar plăcințele sărate, dacă doriți să le facem vinerea viitoare? Sau în cursul săptămânii, dacă doriți. Eu am să intru, dar în fiecare vineri la ora 11, 11 și un sfert, intru în direct aici pe pagina. Să facem câte ceva. Lăsați în comentarii ce ați dori să facem. Vedeți, aluatul este potrivit de tărișor, mai trebuie făină. Adăugăm puțin câte puțin. O să amestecăm și cu mâna. Așa. O să lăsăm apoi să se odihnească. Așa. Aluatul încă este moale, mai adaug făină. Am să-l frământ cu mâna. Așa. Este aproape gata, așa. Și eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți peste 500 de rețete și de sărbători și fursecuri și cozonaci de toate tipurile. Am peste 16 rețete de cozonaci, unul mai bun ca celălalt. De la cel mai simplu pentru începători până la cele mai complexe, care durează mai mult și fără frământare și cu frământare și cu ouă multe și fără ouă multe și cu albușuri și numai cu gălbenușuri și cu cacao. Am o rețetă de cozonac care l-am făcut pe verticală, l-am format și l-am pus pe orizontală în formă. Și când se taie, în interior are o floare la fiecare felie. Am folosit un lichior ca să-i dau culoare la floricică. Mai trebuie puțină făină. Să cerneți făina înainte. Eu acum am să pun așa puțină cât mai trebuie. Nu mai trebuie multă. Este aproape gata. Am să vă arăt imediat ce aluatul cum arată. Așa. Așa. Ia uitați, aluatul este gata. Vedeți cum arată? Este potrivit de tare. Acum am să-l dau deoparte. Am să dau și aceste fursecuri. Le puteți face și mai mici. Eu le-am făcut așa mari. Acum, așa. O să luăm o bucată din aluatul nostru. Vedeți? Și o să întindem. O să întindem, o să presurăm puțină făină. Puțină făină. Așa. Și cu această formă, o să tăiem. Așa. O să dau deoparte și întindem.
le puteți face și mai subțiri, și mai groase. Așa. Foaia, ia să vă arăt. Vedeți, cam așa să fie grosimea. Nu trebuie nici prea subțire. Așa. Și acum, cu această formă, vedeți? E ca o floricică, are și gaură. Așa, și o să tăiem. Așa, pop. Ia uitați. Vedeți? Așa arată. Și acestea le puteți pune la cuptor așa, rotunde. Așa, și acum tăiem. Puteți da și prin făinuță puțin forma, să nu se lipească. Așa. Ia uitați. Așa. Ia uitați, eu deja am copt o parte. Ia uitați. Sunt așa. Sau le puteți lăsa și așa. Apoi o să le decorăm. Acum o să tăiem. O să tăiem în continuare ca să le dăm la coptor. Ia uitați. Și acum luăm altă bucată de aluat. De aici. O amestecăm cu cea care ne-a rămas. Și întindem din nou. Apoi o să dăm la coptor. Și le puteți pune în pliculețe de plastic. În pliculețe care se găsesc în comerț și le agățați în pom. Acestea, dacă doriți. În loc de bomboanele de pom, puteți pune anul acesta biscuiți sau fursecuri, cum vreți să le spuneți. Sunt foarte, foarte buni cu miere de albine. Punem puțină făină. Să-mi aduc făină lângă mine. O să punem puțină făină. Am să le pun în punguțe să vă arăt cum arată ambalate. Sunt foarte bune, aromate. Așa, mai întindem puțin. Aluatul trebuie să se odihnească măcar o jumătate de oră. Așa, vedeți? Cam așa să fie de gros. Nu prea subțire. Puteți face și mai mici. Și floricele mai mici, dacă doriți. Așa. Cum am spus, dăm prin puțină făină. Așa, ca să nu se lipească. Și tăiem. Ia uitați. Așa nu s-a lipit, vedeți? Ia uitați. Așa. Le punem aici pe margine. Vedeți, dacă dăm prin făină, că nu se lipește. Așa. Mai întind puțin aici. Așa. Le puteți scoate și așa împreună. Cu mijlocul. Așa. Mai întindem o foaie. Acestea se fac mult mai repede. Mult mai repede. Ia, facem schimbul. Și adăugăm restul. Deja se simte mirosul. Încă puțin. Așa. Le punem aici deoparte și așteptăm să se facă fursecurile care sunt deja în cuptor. Așa. O să ne pregătim albușul cu zahărul pudră. Aici am să desfac oul. Și am să pun albușul într-o parte, găbenușul în altra. Așa.
O să punem doar puțin alburuș, că un alburuș este foarte mult și avem nevoie de puțin alburuș și de zahăr pudră, de puțină lăzeamă de lămâie, puțină, puțină. Și am aici. Și în acest păhăruț am Să-i puțin iau alburuș. puțin. Puțin alburuș, nu prea mult. Așa. Și o să adăugăm zahăr pudră. Și amestecăm. Ia uitați, amestecăm așa bine. Apoi o să adăugăm puțină zeamă Adăugăm de lămâie. zahăr pudră. Până vom obține glasa noastră. Puțin. Adăugăm și puțină zeamă de lămâie, puțin, puțin, puțin. Amestecăm bine. Zahăr se adaugă până ajungem să vă arăt la așa o consistență. Ia uitați. Cam așa trebuie să arate glasa noastră. Vedeți? Și această glasă trebuie să se odihnească, să se odihnească bine. O să punem zahăr pudră cât este necesar. Așa, și amestecăm bine. Mai adăugăm zahăr. Albuș trebuie pus puțin, puțin, pentru că glasa este destulă pentru decorat. Intră foarte mult zahăr. Așa. Trebuie lăsată la odihnit, puțin. Ia uitați. Vedeți? Și adăugăm încă puțin mai trebuie, ca să avem o consistență, să nu curgă, dar nici să fie tare, ca să putem decora. Ia uitați, cam așa ar trebui să fie consistența. Ia uitați. Vedeți? Este făcută mai devreme. Trebuie odihnită puțin și aceasta. Așa. Mai trebuie puțin zahăr, mai trebuie. Țin zahăr aici. Așa. Am pus, trebuia mai mare. Un păhăruț mai mare. Așa. Amestecăm, este aproape gata. Ia uitați, vedeți? Vedeți cum a ieșit? Și amestecăm vinul, lăsăm să se odihnească. Ia uitați. Vedeți? O dăm deoparte, o așezăm aici alături. Acum o să punem biscuiții în tavă, aceștia, prăjicica. O să-i punem
așa, adaug pe toți. Punem și mijlocul. Și dăm la cuptor. Ia uitați. Vedeți? Le dăm la cuptor la 180 de grade, 175. Circa 10 minute. Între vorbim din hârtie. Capetele acestea lungi o să le ducem la acest capăt. Mai întâi luăm acest capăt și îl ducem sus. Ia uitați așa. În interior. Și acesta în exterior. Și îl ducem aici. Și le unim. Vedeți? Le unim așa aici. Și am făcut un coșuleț. Închidem. Aici strângem puțin. Într-un păhăruț o să punem coșulețul nostru. Și glasa noastră. O să începem cu cea care este odihnită și o să punem aici. Așa. Apoi o să închidem. Cred că închidem așa bine. O să tăiem aici vârful. Să vedem dacă iese așa. Ne jucăm. Ori facem puptulețe. Ia uitați. Trebuie să așez pe masă ca să pot lucra. Așa. Glasa o colorăm după aceea. Așa. Am dat cu alb. După aceea dăm și cu roșu, și cu verde. Colorăm cu ce culori. Sau pur și simplu putem lăsa și albe. Ne ajutăm și cu scobitoare. Așa. Și închidem așa. Nu vrea să mai iasă.
Și fiecare decorează cum îi place, vedeți? Mai întâi facem cu alb, se usucă, după ce facem cu roșu, se usucă, după ce facem cu verde. Uite, putem face și punctulețe. Vedeți? Trebuie lăsat să se usuce și după aceea cu alte culori. Trebuie strâns bine ca să nu iasă de aici. Așa. Se vede? Să dau mai aproape. Așa. Să mai luăm unul. Ia uitați. Hai să vedem ce model să facem. Așa. Ne jucăm astăzi, ne jucăm cu glasa de zahăr. Așa. Și acum, după ce am făcut cu glasa de culoare albă, o lăsăm să se usuce și o să facem cu glasa colorată. Așa.
Ia uitați, ne uităm cum arată. Las fierbinții, lăsăm să se răcească. Așa, și acum să vedem, să punem puțin, puțin colorant. O să vă arăt cu puțin colorant cum, cum vine. Aici am să pun puțin verde. O să pun puțin verde. Petrecem puțin timp. Eu astăzi vă arăt la câteva. Cum fac aici, am pus puțin portocaliu și puțin verde. Ca să aveam un verde închis, să iasă un pic mai... Așa. Așa, ăsta este. Așa și aici am să pun puțin roșu. O picătură, nu mai mult. Și decorați cum vă place, cum... Cum credeți că ați dori să fie decorate? Ia uitați. Roz și verde. Am să mai fac încă două de hârtie. Să vă arăt și cum, cum decorez după. Încă nu s-a uscat bine. O să le fac puțin mai mari ca să nu mi se mai lipească de bine. Și am făcut două triunghiuri din hârtie. La fel, astea două mari o să le ducem spre capătul mic și luăm primul capăt de aici și răsucim. Vedeți? Se răsucește și se duce în interior spre cel mare și apoi celălalt în exterior. Celălalt adăugăm aici, îl punem lipit de celălalt. Ia uitați. Le unim așa. Vedeți? Așa. Și închidem. Acum închidem bine cu mâna. Strângem ca să nu se desfacă. Așa. Am să pun verdele. Și acum închidem. Vedeți? Am tras capetele și închidem. Închidem bine. Să tăiem aici o bucățică. Așa. Am adus un forfecuț. Să tai. Să tai aici. Vârful. Vedeți cum curge? Așa. Și acum o să decorăm. O să decorăm cu verde. Așa. Și apoi să punem și puțin roșu printre. Așa, ia să vedem aici ce o să facem.
fiecare decorează cum îi place. Ia să vedem și aici ce putem face. Cred că am tăiat cam mare. Așa. Și acum să vedem și aici. Acum o să punem și rozul. Așa. Tot la fel, am triunghiul meu de hârtie și am să duc capetele în sus. Așa. Le duc în sus și facem coșulețul și închidem. Punem în păpăruțul nostru. Așa. Și acum o să punem în glasa noastră aici, în interior. Închidem coșulețul. Iată-ți. Să-l închidem așa bine. Întoarcem capetele astea și răsucim. Așa. O să tăiem vârful micuț, micuț. Așa. Și strângem. Da. Și acum să facem, să vedem ce mai putem face. Vedeți? Umplem. Umplem aici cu scobitoarea. Cu o scobitoare, o să umplem așa locul. Ia uitați, vedeți? Și cu scobitoare umplem. Glasa trebuie să fie uscată bine, bine, înainte. Așa, am revenit, mă scuzați. Așa, și acum umplem. Vedeți? Așa. Uitați. Așa. Asta lăsăm să se usuce și după aceea completăm. Așa. Și aici o să facem. Așa.
ce spuneți? Și ne ajutăm. Decorăm, decorăm. Ia uitați. Așa. Acum să facem și pe acesta. Ne jucăm astăzi. Nu vrea să mai iasă. Ia uitați. Așa. Și acum... Acestea făcute pe toată suprafața trebuie să se usuce bine, bine glasa. Mai întâi cea albă, după aceea cea verde, ca să nu intre una în cealaltă. Așa. Și întindem așa bine. Mai trebuie puțin aici. Vedeți? Ajutorul scobitorii ne întindem. Ia uitați. Acesta este făcut pe toată suprafața. Vedeți? Ia uitați-le. Le-am pus pe mână. Așa. Să pun și aici în mijloc. Aceștia sunt fursecurile decorate în direct cu voi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine astăzi și ați avut răbdare să stați cu mine în direct. Vă pup dulce pe toți, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă și aștept mesajele voastre. Vă doresc multă, multă sănătate și o zi frumoasă. Vă pup dulce pe toți, la revedere și vă mulțumesc încă o dată tuturor. Vă pup dulce și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere, pupici! O zi bună, la revedere!